Iată cu greu noi am ajuns la Varaticu, prierii este urma mea și în ultimul timp am observat așa tendință că în sate ornamentează opririle, le ținează foarte frumos și mie aceasta îmi place foarte tare. Ce pot să spun, noi de la Mănăstirea Zebriceni prin pădure am ajuns la Terebna și am așteptat 2 ore jumate rutiera care vine la Varatic, acum este după undeva ora 17. Și noi dorim să ieșim în marginea satului, acolo se începe rândul cel de stânci și chiar sunt niște peșteri. Идем, говорю. Я хочу снять. Как ты его надеваешь, мы идем, давай. Это очень живописно, это супер просто. Синой не порнем. La ieșiri din Sătuc este așa monument. Rău se întoarce Cereada. Dar acolo este semnul Varatic. Acolo ne apropiem. Aici pe o stâncă, foarte frumos, așa, înălțimea pusii, denumire de Varatic. Uitați cer frumos, așa, un peisaj trebuie fotografiat mai decât. Prima dată când am nimerit la Varatic și am văzut peisajul acesta, numai că era plin cu apă, poate spun o fotografie din anul acel, era foarte plin și era un peisaj faimos, eu m-am îndrăgostit. Și iată așa merge grupa noastră. Și în urmă este așa o mână de la prut, unde la lacul acumulare de la Costiști se îngrămădește apa și vine o parte în această văgâună. Iar acum încercăm să ajungem, sper că să dovedim până la întuneric, să ajungem la peșteră, deoarece este ora 17 și ceva. Și întunică de acum la 18, dar avem de mers 3 km. Noi ne-au rămas 640 de metri până la peșteră și aici se întorc căprițele de la păscut. Dar peștera este undeva ca pe acolo pe înainte, asta trebuie să căutăm. Continuă istoria, noi ieri am ajuns în această locație, am găsit peșterile, am filmat un video, însă de acum era întuneric, calitatea era cam slabă și astăzi am decis să filmez din nou, deoarece am mai găsit niște locuri mai interesante și care numai decât trebuie să le dau. Acesta este locul nostru de camp, acela este cortul meu, aici este cortul lui Ina și pot să spun că a fost cam rece aseară. Precum aici este așa între stânci, este o prăpastie și vântul bate puternic și chiar afară este nouros, sărăcit, zilele trecute era mult mai cald și noaptea cam a fost friguroasă, cea mai friguroasă noapte din aceste zile care călătorim și într-atât dimineața am fost uimit când Iena mi-a arătat că apa în sticlă e înghețat. În acest loc se întâlnesc 2 răușoare care curg prin 2 canioane, unul din partea aceea și unul din partea cealaltă care începem noi și vreau să spun că eu am numit acest loc pentru mine, dintr-o dată mi-a venit în cap așa numiri cheile Varaticului, deoarece mi-a adus aminte anume de așa locații. Pe hartă era indicat 2 cascade, desigur că așteptam 2 cascade micuțe, nu ceva deosebit. Și acesta este primul nivel, sunt 3 nivele care merge într-o curgere. Și la primul nivel ne întâlnește așa un bazin și o mică cascadă, deoarece râul este foarte slab. Probabil undeva pe sus este un izvoraș, nu știu de unde el vine, însă iată așa arată primul nivel, nu știu cât de adânc, probabil poate să fie vreun metru, poate mai adâncime. Sunt convins că localnicii vara vin pe aici să scaldă și cu mare plăcere aș dori și eu cândva poate să mă întorc să verific cât de adânc sunt aceste răușoare. Și aceasta este prima cascadă care acest râu apoi curge în prut. Și ea arată în formă dată. Ca să ajungem la doilea nivel,
Noi trebuie să mergem pe o cărușă prin prejur, știți ce este așa o coborâre abruptă și dintr-o dată se deschide această peșteră, însă n-aș numi o corect peșteră, pe hartă scrie, este însemnată ca peșteră, însă eu aș spune că este o grotă mai corect. Aceasta este coborârea, ea este ușoară, însă oricum trebuie să fiți atenți. Este un loc deosebit, deoarece poți să vii, să te odihnești în grotă, în această mare grotă, impresionantă grotă. Și dacă ai dorinți vara, ți-e cald, stai la umbră, te-ai dus, te-ai coborât pe pietre, te-ai scăldat și vii înapoi. Uitați-vă ce grotă mare! Nu știu cât de bine poate să transmit telefonul, încerc să pun ultra-wide ca să vadă. Este o grotă foarte mare și impresionant. Ieri am găsit aici un carimat, un covoraș și se vede că oamenii aici vin să se odihnesc. Este un loc super, super pentru retreat. Uitați-vă, tot este izolat și din această grotă se deschide chiar un peisaj foarte faimos. Uitați-vă cum acești copaci, pun că uitați-vă cum acești copaci fac așa ca o arcă la intrare. Și la această grotă, la doilea, este încă o mică cameruță mai sus, care asemenea te poți campania, poți să pui carimatul. Cu o mare plăcere aș veni într-un timp să mă campez eu câteva zile când ai nevoie de liniște, când ai nevoie de izolare, chiar este un loc ideal. Iată acolo este coborârea, aici este grota sau peștera, cum este însemnat pe hartă. Și aceasta este a doua cascadă, așa, simplă, însă destul de interesant. Ca să ajungem la treilea nivel, asemenea, trebuie să ne urcăm pe o cărușă pe deasupra. Teoretic se poate de urcat cumva pe pietre, însă aceasta este cam riscant. Uitați-vă, tot se deschide un peisaj interesant de aici. Dar acum trebuie să începem la următoarea locație, chiar care m-a uimit. Ca să ajungem la ea, trebuie să mergem de-a lungul râului. Asta tot se află foarte aproape, unul de altul, prin acest canion. Și de aici vedem, vedeți poarta cei mari. Asta este următoarea grotă, dar ce este așa, grotă peșteră chiar. Asta este cea mai mare grotă din zilele astea care am vizitat-o. Și arată e unical. Și așa ne urcăm în ultima grotă, probabil ultima care o cunosc eu, care am găsit-o. Asemenea, este o grotă foarte mare. Acum își întorc camera. Uitați-vă, bolovanul cel nu știu de unde a căzut, dar chiar este enorm. Când am intrat în această grotă, este o continuare, încă o cameruță. Este așa un tunel și intri într-o cameruță care se află sub această stâncă. Și când m-am dus să iau stabilizatorul să filmez aceasta din nou, am spus să iau lanterna și am uitat-o. Și chiar eu sunt vinovat când am luat lanterna să filmez, deoarece încă în cameruță este o cameruță destul de mare. Este o locație care într-adevăr merită descoperită, însă pot spun că aceasta este ultimul punct din această călătorie. Călătorie care am organizat-o datorită zilei mele de naștere și aici finisează această istorie și ca întotdeauna ne vedem următorul video.